era aterizat la Constanța din cauza unor probleme tehnice. În aceste momente, pasagerii sunt debarcați, erau 109 persoane la bord, printre care și un bebeluș. Toți acești pasageri sunt în siguranță. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu. Am fost anunțat cu o navă a companiei Blue Air, cu 109 pasageri care sunt îndreptate la Larnaca, la Otopeni. Nu a putut să aterizeze pe Otopeni din cauza că nu a putut să deschidă flapsurile și se îndreaptă spre Constanța. S-a declanșat situația de urgență, am declanșat-o personal. Ce mai tare? Am chemat pompierele, salvările, am aterizat, a ajuns în timp util, aeronava a aterizat cu bine, totul este în afara oricărui pericol. Pasagerii, parte din pasageri vor coborî pe Constanța. Deocamdată nu s-a luat o decizie dacă aeronava va decola sau nu. Ce s-a întâmplat de fapt cu aeronava? Nu a putut să deschidă flapsurile la aterizare. Și a ales Constanța de ce? Era mai aproape sau care a fost motivul? Adică de ce n-a mers la Otopeni mai departe? Nu știu motivul pentru care nu a aterizat pe Otopeni, nu l-avem încă. A ales Constanța și a ales bine. Pasagerii speriați? Ce s-a întâmplat cu ei? Nu, pasagerii nu au fost speriați, m-am urcat în avion, totul a fost sub control. În momentul de față, ce faceți cu pasagerii? E nevoie de cineva să fie cazat peste noapte la Constanța? Nu avem detalii, deocamdată este hotărârea companiei, a comandului aeronavei. Când o să avem astfel de detalii, o să vi le dăm. Aeronava va rămâne aici peste noapte? Nu avem încă detalii, nu știm dacă aeronava va rămâne sau va pleca. Ați mai avut incidente de acest fel în ultima perioadă? Exact pe flapsuri care nu s-au deschis, nu. Am avut incidente de-a lungul timpului, dar toate au fost rezolvate și s-au terminat cu bine. Mulțumim frumos!